Cauți jocuri la reducere și nu găsești? Intră acum pe linkul din descriere. Bine ați venit aici la cel mai tare episod de până acum, zic eu. Poftă bună acolo celor ce mănâncă. Stai așa puțin că deja se mișcă în lag. Slow down, mă înțelegi. Uitați acolo, dați multe like-uri. 200 de like-uri. Atenți! Deci 200 de like-uri. Știu că e foarte realizabil. Că e ceva mic rău de tot. Are să vă prezint mașinile. Avem așa. Mașina lui Gami. Care na, nu pe exact 1 la 1. Avem S-Class-ul, avem mașina lui Shelly, 991, 992, nu știu exact care mașina, adică am înțeles că cum ar veni, mașina e 991, 991 ca și cum, de modelul 992, nu știu exact. Nu știu dacă știți acolo, vă aștept în comentarii să mă lămuriți și pe mine. Avem Lamborghini-ul lui colo, care bineînțeles el are mașina roșie și noi avem aici un albastru închis, a este. Avem aici mașina lui Lectură, un A7 cu body kit pe el, mașina lui Imogen, un Mercedes C-Class și mașina lui Mădălin din 5 Gang, seria 7. Are să le luăm pe toate și să le aruncăm direct pe rampă. Deci facem teste ca lumea, da, atenție, mare atenție. Cu ce să începem? Uite, începem cu mașina lui Gami, că e prima, și le luăm așa. Luăm așa, una de aici, una de acolo, una de aici, una de acolo, să... Plecăm noi cât mai repede de aici, poate o să se miște mai bine. Și noi, bineînțeles, va trebui să... stai așa, va trebui să dăm note, la final. După cum bine știți, fiecare om dintr-o mașină valorează sau contribuie cu 2,5 puncte. Ne imaginăm că toate mașinile au 4 oameni, adică 2 oameni în față și 2 oameni în spate, așa că vom da start... Chiar de aici, care e regula, bine, îi dăm full speed, efectiv. Deci la semnul ăsta de aici, vedeți, ăsta alb așa, gata, full speed. Cam asta e regula. 2,5 puncte fiecare om, da? Hai să vedem. Mamă! No, mă! Dacă pica și ea pe roți, hai să vedem. Bine! Fără frână, da? Sau ba, da, îi dăm cu frână. Deci cum... stai așa. Îi dăm cu frână. Deci cum a ajuns jos, îi dăm cu frână. Că dacă le lăsăm, o să izbească toate și o să se facă pilaf. Bă! Hai să vedem. Nota 10. Prima mașină, nota 10. Asta este. Nota 10. Deci să luăm și noi Porsche-ul. Băgăm în drive. Hai să vedem. Oricum, cele mai mari speranțe le am în seria 7, la, pentru că, după cum bine știți, la ultimul episod de BMG chiar s-a ținut bine rău de tot. Dacă n-ați văzut ultimul episod de BMG, vă invit acolo să o faceți. Stai așa că deja... Stai așa puțin că facem legit. Deci băgăm full speed din momentul în care ajungem exact în dreptul semnului. Gata, i-am dat. Oricum asta o sară mult mai tare, gen. Pentru că prinde și o viteză mult mai mare. Deja 300 ești, 290, 300, ce mai vrei. Deci, mamă, uite cum pică. Zero șanse, zic de acum, fiți atenți aici. Doamne, cum să pice așa? Ia uite și tu, mamă, că de horror. Da, cred că... Mă, ce-i asta, mă? Eu, uite, am ridicat stag-ul frumos. Bă! Depinde. Dar bine, sincer, cred că și dacă ai fi avut 1,50 m, cred că tot. Sau, nu știu. Uite, văd că abia ai ajuns la scaun acolo sus, înțelegi? Dacă ai avea 1,50 m, n-ai fi exact în scaunul ăla. Părerea mea. Nu știu. S-ar putea, haideți să fim indulgenți, să zicem că era cineva de 1,50 m aici. Deci mașina asta a luat 5 puncte. Pentru că, na, are două locuri. Deci mașina asta a luat... stai așa că are 4 locuri, mă, stați așa puțin. Deci aia din spate... Nu prea, sincer. Adică, na, nu, în spate nu. Deci mașina asta a luat nota 2,5.
Bă, asta este, ești nebun, trece mai departe. Vreau să vă arăt aici cele mai bune oferte pe NEB, aveți acolo un link în descriere de unde puteți accesa aceste jocuri, să le cumpărați. Și bineînțeles, dacă vreți să deveniți membru al canalului, tot ce să faceți este să vă rugeți aici la secțiunea de join. Știți că am zis că iau o mașină de acolo, una de aici. Acum mi-am dat seama că am la două de acolo, aia e. Acum o să luăm două de aici. Hai să vedem mașina lui lectură. Bă, dacă mă întreb pe mine, vezi că mașina lui Gami până acum e în frunte. Hai să vedem. Înțeleg, A7-le ăsta are motorul stricat. Uite, acum nu mai dă. Probabil e până se încălește motorul, mă, știi, ca și cum. Hai să vedem. Bă, dar frumoase semnalizările astea dinamice. Ce mă, s-a stricat ceva? Mi s-a părut că hârie. I-am dat. Mă, dar hârie ceva. A, a prins 300 Porsche. Hai să vedem asta cât prinde. Vezi cât trage tare rău de tău și asta. Bă, băiatule, aceeași viteză de aici, nebun. E real. Hai să vedem. Vezi că asta pică și mai bine. A, o l-o pică direct. Jale. Ce s-o oprești pe asta, bă, că s-a dus... Bă, s-a dus fix în fața acolo. Știi ce zic? Bă, mai în fața de atât nu se poate. Bine, mai se putea pe aici, un metru. Bă, problema e că nu... Mamă, uitați-vă puțin la volan și la tot bordul. Că s-au dus în altă mașină, ești de bun? Și... Sincer? Nu cred că supraviețuia nimeni de aici. Chiar dacă n-a căzut plafonul, dar uitați-vă puțin cum e interiorul făcut. Efectiv. Poate doar cei din spate... Să zice, adică uite, ei scaunele din spate arată ce trebuie. Gen. Da, și văd că plafonul n-a coborât atât de mult. Da, deci o să dăm nota 5, nu? 2.50 și cu 2.50 ambele puncte luate de pe locurile din spate. De fapt, ambele puncte, că sunt 5 puncte, ca și cum. Înțelegeți voi. Deci da, nota 5. Hai să trecem la următoarea mașină. A venit și vremea lui Imogen. Hai să vedem. Bă, mașina asta nu cred că a fost supusă, să zic așa, până acum la un test de ăsta de durabilitate, drop test, ceva de genul. Chiar n-a fost. Mi se pare că a fost în primul episod în care am făcut noi top speed și cam atât. Bine, și tot așa. Ceva ca și cum accident, știi? Dar n-a fost... Uite cum e... Trebuie să facem noi azi să aruncăm mașinile de pe rampă. Sau un episod anterior de tot așa le-am aruncat după o rampă, ceva în gen. Hai, vedem. Cool. Mamă, ia vezi cum sunt blurate alei, Leon, sau nu vezi? Bă, vezi că prinde viteză și asta, mă. 260? Hai să vedem. Dăm și din interior. Hai să vedem. Mamă, deci... Mamă, cât de horror. No. Aolo. Vezi că bine? Mamă, încă o dată. Aia m-a sărit. Nu, mam. A plecat ușa. Bine, acum n-ar mai trebui să se strice atât de mult. Pentru că acum se ruce. Deja s-a... Se cam târăște acum. Mamă. Dar de ce toate ajung în piscină? Eu nu pot să înțeleg. Ui, real, mă. 10, mă. Bă, 10 curat. 10 curat. Deci uite, uite cum arată mașina. Ireal, 10 curat. Deci pe bune, 10 curat. Bă, ești nebun. Fii atent. Bine, și mașina lui Gami, nu? Ia să vedem. Mașina lui Gami tot așa, 10. Da, deci până acum avem două mașini pe primul loc, ești nebun. Nota maximă. Hai să vedem următoarea mașină, ce știe să facă. Mașina lui Mădălin, care aici, am zis de la bun început, am bază în mașina asta. Hai să vedem. O, stai așa. Neon are ABS de ăla. Hai să vedem. Da bine, aici deja cred că o să fie... Ceva în dezavantajul mașinii, pentru că o să prindă foarte mult. I-am activat și chestia asta de nou, hai să vedem. 3, 2, 1, dă-i.
I-am dat port. Prende mai mult de 300? Mamă, 300? Mamă, 330, ferească-se. Aolo. Mamă, uite cum vine și că e bombă aici de un... Nu mă așteptam nici măcar 1% să se întâmple chestia asta. No, băi, a luat 0, ești nebun. A luat 0, efectiv. Toată lumea din mașina asta a plecat după planeta asta, ești nebun. Wow! Ce-i drept, a căzut direct așa și până să cadă așa a mai făcut și vreo triplu șurub, ești nebun. S-a dus pe chei de la... A dus, spui că era de la mă cum aici. Și o rup de la aici, un cobor mașina. Știi ce zic? A dat exemplu. Hai să vedem și ultima mașină. Sincer, nu înțeleg de ce se mișcă așa în lag. Și probabil, dacă ați urmărit seria asta de la bun început, ați văzut că mă plâng. Încă de la primul episod de chestia asta. Bă, da, eu n-am lag în joc. Înțelegeți? Adică, e ceva de la OBS, în orice caz, o stare ceva de genul. Pentru că în alte jocuri n-am niciun fel de problemă. Cam aia e treaba, în fine. Ultima mașină, mă. S-a ajuns la ultima mașină, atenți. Să nu fii ca șeptarul, măcar atât. Pentru interiorul ăsta. Pentru interiorul ăsta. Airbag frumos. A, mai dăm, aia vorbe. Scoatem sistemul de tot. Terra, drift, Corsa, Corsa, așa. Îmi place foarte mult cum se aude mașina asta. Deci se aude unul la unul cu realitate, gen. Deci unul la unul cu realitate, bă, nu se poate așa ceva. Bine, dacă ai... Ca și cum de-aia, cum aici, tobă de-aia... Nu personalizată, mă, custom, știi? Bine, tot aia înseamnă. Custom. Hai, vrem. Uite, vedeți, avem un albastru. Bă, dar cum arată... E mașina episodului, zi, bă, uite cum arată. Interior alb, pe prestanță, pe nebunel. Ia, mă. Ia să vedem dacă... Dacă punem noi furnaj maxim, va sta mașina pe loc sau se va duce în față? Ia, fetin, că stai, de și o să plecăm cu la un și control, fiți atenți. Bă, dar uite cum arată, gen, arată interiorul ăla alb și cu jantele astea albe. Și culoarea vezi că te trebuie. 3... 2, 1. Prea mișto mașina asta. Am sărit și cu ea într-o parte pentru că am vrut să fie altceva, mă înțelegi, de final. O să-i dăm așa pe slow. Mamă, uitați-vă puțin cum poate să ducă mașina asta. Deci efectiv acum am sărit cu 300.000, 350.000. Efectiv. Un sfert de milion. Doamne, ajută măcar să rămânem cu 100.000. Să nu pierdem tot, să nu se facă zob. Mamă, deja pică aici, nebun. Parcă a picat mai repede asta decât celelalte. Și cu asta am sărit în slow motion only, gen, știi? No. Mamă. Doamne, ajută, momentan stăm bine rău de tot. No. Bine, vezi că a picat și... Un avantaj ei, știi ce zic? Da, mă, oprește-te, te rog eu. Oprește-te, ușor, ușor, ușor. Ce vorbești, mă? Cred că avem moment de față 150 la oră aici, nebun. În Rostogol? Hai că în Rostogol. What? Cum a trecut pe lângă mașina aia? Da, mă, oprește-te, nu te duce în apă. Nu în apă, stai aici. Bă, dar cum e interiorul ăla alb. Oprește-te, eu stau pe frână, gen, adică, ca idee, știi? Nu zic. Dar dacă nu ia contact cu pământul, vedem că se oprește. Se oprește, n-a acest. Am apăsat din greșeală aici, nebun. Deci mie nu vine să cred că am apăsat. Oh. Terea.
Deci efectiv am apăsat din greșeală pe ăla să se reseteze asta, cum îi zice. Damage-ul se reseteze, știi? Deci mie nu vine să cred. Așa. Îi dăm acum full speed fără slow motion. Hai, 3, 2, 1. Bă, a murit motorul. Nu mai merge modul, ești nebun? Îi dăm așa. Nu mai merge dau stânga dreapta ca idee. Păi dăm așa. Bă, ești nebun, ce chinion pe final. Avem 2 la oră, după cum se poate bine vedea. Cred că nici măcar nu o să-i strice, ia să vedem. Ba da, mă, a, mă, vedem așa ce. Vezi că a picat, mamă, numai pe spate, uite și cum s-a făcut. Păi arăta mult mai bine prima dată când am sărit și am sărit și cu viteză mult mai mare. Vedeți, deci contează oarecum și cum pică mașina. Oricum o să-i dau nota 10 pentru că am văzut din primul de la gen că era ce trebuie. Nu știu, așa am văzut, sper să, nu știu, sper să fiți de acord cu nota mea. Deci avem câte mașini? 3 mașini, parcă, sau 4 mașini, dacă nu mă înșel, cu nota 10. Deci e monstru, ar veni. Lași episodul ăsta aici. Noi desigur ne auzim la un nou episod din seria asta. Doar dacă dați multe like-uri, 200 de like-uri. Pa, pa!